La Casa Județeană de Asigurări de Sănătate nu e griză de bani, ne-a asigurat directorul instituției, medicul Marius Tăutu. Casa de Asigurări a primit în urma unei rectificări bugetare 210 miliarde de lei vechi, bani suficienți pentru a acoperi decontarea serviciilor medicale până la sfârșitul anului. Cea mai mare sumă a fost alocată pentru decontarea serviciilor medicale în cadrul spitalelor, 15 miliarde de lei. Alte 3 miliarde și jumătate au fost alocate pentru asistența medicală cu medicamente în ambulatoriu. Până la sfârșitul anului, estimăm că nu vom avea probleme în funcționarea vreunui domeniu de activitate medicală, astfel încât să fim în stare să ne respectăm contractele încheiate cu furnizorii pe care îi avem în contract la această dată. Deși din punct de vedere și statistic și procedural comparația nu este corectă, vreau să vă spun că prin această rectificare de buget, anumite domenii de activitate la această dată, comparat cu bugetul final al anului trecut, au primit sume care depășesc, deci la această dată, depășesc prevederile finale ale anului 2011. În aceste condiții, nici spitalele, nici medicii de familie sau farmaciile nu trebuie să-și facă griji că nu vor fi bani suficienți pentru decontarea serviciilor sau a medicamentelor, a dat asigurări Marius Tăutu.